Se zice că un om informat face cât doi. Zi de zi suntem bombardați cu tot felul de informații care ne vin pe diferite canale de comunicare în masă. Suntem, fie că ne place să recunoaștem sau nu, dependenți de informație, de nou. De unde alegem să ne informăm, cel mai la îndemână mijloc de informare este, fără doar și poate, televizorul. Televizorul, radioul, ziarul sau internetul sunt opțiunile pe care le avem pentru a ne informa. Dintre toate acestea, televizorul rămâne cel mai la îndemână mijloc de informare, nu doar pentru cei din țară, cât și pentru cei care lucrează în străinătate și vor să fie la curent cu ceea ce se întâmplă acasă. Care este pentru dumneavoastră principala sursă de informare? Înainte să începem interviul, ne-a spus că acum ați venit din Spania. De unde aflați informații din țară? La televizor și la alți oameni. Urmăriți posturile de televiziune din România? Da. Informații la televizor ne... și la radio. Ziare mai cumpărați? Ziare nu prea. Nu avem bani de dat pe ziare. Salariile nici. Deci toate informațiile de care aveți nevoie de la televizor. Da. Și ce urmăriți? Buletinele de știri? Buletine, asta în primul rând. Ești informat, mă uit la știri, dar când văd câte se întâmplă, nici la știri nu mă uit de câte ori. Și dumneavoastră de unde vă luați informațiile despre ce se întâmplă în țară? De la televizor. De la televizor. Că singură și eu și n-am cu cine povesti decât cu televizorul. De acolo mi-au știrile până la 12 noaptea nu mă culc. Deci vă uitați la știri în principiu? Știri, da, alea sunt primile. Și apoi mai și mai când e ceva program bun, muzică populară, mai ne uităm, dar știrile sunt cel mai principal, că altfel nici eu nu mă duc nicăieri, că n-am unde să mă măr și singură și tot mă uit, cu televizorul mă sfătuiesc.